Tiparul textual explicativ. Material pentru clasa a șasea. Pentru început, îți propun să citim următorul text. Cum se joacă fazan? La început, unul dintre jucători spune în gând alfabetul. Cel care urmează spune stop, iar litera la care ajunsese cel cu alfabetul este litera cu care va începe primul cuvânt. Jucătorul care a spus stop spune primul cuvânt, iar următorul participant trebuie să formeze un altul care să înceapă cu ultimele două litere ale cuvântului dat înaintea lui. Nu sunt acceptate substantive proprii sau la forma de plural. De exemplu, c, capac, acțiune, neam, etc. Când un jucător este blocat sau nu mai găsește un cuvânt, devine f. La fiecare blocaj nou, jucătorul mai primește o literă, A, Z, A, N. Când a format cuvântul fazan, iese din joc. Ultimul rămas în joc câștigă. Află ce este textul explicativ. Textul explicativ este acel text în care sunt oferite explicații cu scopul de a-l face pe cititor să înțeleagă anumite aspecte. Acest tipar textual poate fi găsit în diverse texte non-literare, științifice, administrative, publicistice, etc., sau literare în vorbirea naratorului sau a personajelor. În textele non-literare, mesajul scris poate fi însoțit de imagini sau de scheme. Exemple de texte explicative, definiții, scheme, manuale sau ghiduri de utilizare a unor aparate, pliante cu reguli ale unor jocuri, rețete de bucătărie, prospecte de medicamente, etc. Descoperă ce presupune tiparul textual explicativ. Structura textului explicativ presupune parcurgerea următorilor pași. Precizarea temei, formularea unor întrebări care încep cu de ce sau cum, răspunsuri care încep cu pentru că astfel și o concluzie, evaluarea. Iar acum să vedem cum se aplică această schemă, această structură a textului explicativ pe textul citit la început. Precizarea temei, regulile jocului fazan. De ce se spune alfabetul în gând? Pentru că astfel se obține litera cu care începe primul cuvânt. Cum continuă jocul? Sunt precizate cuvinte care încep cu ultimele două litere ale cuvântului anterior, astfel încât să se obțină un șir de cuvinte. Cum este penalizat cel care nu știe un cuvânt? Acesta primește o literă din cuvântul fazan. Concluzia explicațiilor este că cel care câștigă este ultimul rămas în joc. Așadar, acești pași sunt urmați atunci când dorim să redactăm un text explicativ. În final, îți propun o activitate individuală care presupune redactarea unui text explicativ, având în vedere cele pe care le-ai aflat anterior.